Salut, venit și bun venit la un nou episod din Farming Simulator 19 pe Barba Neagră! Suntem de dimineață, am început activitatea de dimineață, este ora 7.25, cu alea așa în joc a trebuit să dau timpul pe rapid vreo două zile ca să trecem de o ploaie. A venit o furtună în joc, a trebuit să trec de ploaie și acum avem prețul schimbat, mă, nu e rău, 2600 aproape de euro la laptele de soia. Și voi știți că eu am foarte, foarte mult lapte de soia rămas de vândut pentru că mi s-au închis porțile și nu am mai putut să vând. Am 276 de litri până acum, pentru că evident, dând timpul pe rapid două zile, ia uite cum s-a făcut aici trebușoara, dar nu mai avem nici soia, așa că o să trebuiască să ne ocupăm și de chestia asta. Ia să vedem și noi finanțele, ia uite finanțele colea. După cum bine vedeți, am avut 3 zile în care noi nu am produs nimic. Două le-am dat, una practic a fost în curs din episodul trecut, după care avem două, sau am dat eu poate chiar trei, de fapt am dat două timp rapid și asta e în curs așa, și așa avem trei care pur și simplu nu au niciun fel de progres, trei zile în care noi nu am câștigat nimic, dar am consumat întreținere la vehicule și la property maintenance. Și cam atât avem și la un interest care acum ne ia 7303 euro, pentru că avem un împrumut foarte mare de 1.300.000. Which kind of sucks. Acum, hai să vă arăt un pic statusul pe aici, pentru că trebuie neapărat să terminăm de recoltat asta. Noi acum vom începe oarecum cum am rămas data trecută, deși vom face alte progrese. Și voi pune combina din nou să muncească aici. Așa, am pus-o pe automat, așa se va duce. Practic avem două terenuri de recoltat și o să trebuiască să facem bănișori pentru a mai lua o combină. Deja suntem în deficit de combine, dacă vrei să zici așa. Suntem cu două terenuri nerecoltate. Avem 26-le la care se muncește acum cu lecționul și avem terenul ăsta foarte, foarte mare cu care nu am ce să fac în momentul de față pentru că nu am nicio combină pe el și da, este crescut la maxim după cum bine să vedea. Și cam asta este problema mea în momentul de față. Am Scania care o să trebuiască să descarce acest lecțion și da, o să păstrez Scania aici. Mă gândeam să iau tractorul, doar că vreau să fiu mult mai rapid, înțelegi, în treburi. Așa că, în episodul ăsta vom încerca ceva, vom încerca un alt camion, să vedem cum se comportă. Așa, hai să dăm aici la Trax și vedem alt camion. Avem DAF-ul ăsta pe care l-am încercat și de care nu am fost foarte încântat. Avem unul de ăsta mare, cu ăsta am jucat de aici. Avem un man interesant, ăsta cred că capacitate de 30.000. Nu vreau ceva, vreau ceva ce pot agăța. Asta este dorința mea, ceva ce pot agăța. Aș putea să iau Mercedes Aroxul ăsta, Actrosul, cum naibii s-o numi. Nu sunt prea fericit, cred că o să-l iau pe ăsta. Are 80 de km pe oră, eu oricum le închiriez, deci n-ar fi chiar așa. Sau să mai luăm noi totuși un Scania. Ar fi, cred că, oportunitatea perfectă pentru a încerca una din Scaniile astea. Avem Streamline 6x2, 6x4, 8x4, hai să luăm 6x... Vreau unul micuț. Stai un pic să mă uit. Asta e pe tracțiune, deci avem 6x2. Cum vine? Și alea două sunt în aer acolo. Ok, și ăsta... Avem două stabile. Ok, cred că mult mai mult o să mă ajute ăsta pe mine. Corda Faixa. Ok, corda grande. Ar trebui să mă descurc aici. Tu ce râzi mai pe acolo? Ce înseamnă corda Faixa? Nu știu. Nu știi? Nu e în spaniolă? Că după aia zice grande. Păi da, corda grande este în Romania, nu curmare. A, curmare. Înseamnă că e ăsta spatele, gen... Puntea din spate, interesante. Ok. Main color, hai să punem un portocaliu de ăsta, ceva mai închis. Nu, nu prea merge. Nu prea merge. Putem să alegem altceva, un griuleț eventual. Ok. Am descoperit griul ăsta și cred că o să-l păstrez. Interesant. Mai avem și alte opțiuni pe aici? Un bleu maren. Bă, nici bleu maren ăsta nu e rău, bă. Nici ăsta nu e foarte, foarte rău. Așa, design, ia să zicem ce avem aici, deflector, ok, suntem mai aerodinamici acelea, sau avem și sus, bă, păi vreau cu chestia de asta, îmi place, aerofoliu de asta îmi place și avem și normal, ok, slout design, nu știu, saiao, mă, ce-i asta, saiao,
Hai să alegem saia, pui mie, nu știu ce înseamnă. Așa, și mai avem aici în gen setup, o să lăsăm pe ăsta de 440 de cai, că nu fac decât să car cu Scania asta, altceva nu fac, uite un extraterestru, că e extraterestru acolo. 90 de km pe oră, perfect, perfect, perfect. Remote, demote, what? Stai și ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă asta, demote, plus, plus. A, să-l pun mai în jos. A, să-l cobor sau să-l ridic? Băi, nu, o să lucrăm cu el ridicat pe X-antena. The hell, a, uite o antenă aici. The hell is this? Astea sunt niște, lol, astea sunt astea, zi, canuri. Doze de Red Bull din câte văd acolo. Ce mai avem? Nu, îi dăm normal. Mamă, ce bumper, ia să vedem la bumper, ne adaugă ceva frontal. Bigote sau normal? Bigote sau normal? Bă, las normal că nu vreau să râm în țoală aici. O să-i dăm un listă, stai, hai să vedem cum merge. Poate, poate îi luăm Scaniei noastre un frățior. Sau o surioară, că e Scania, nu? Bun, hai să vedem cum merge jmenozălica. Ok. Până acum am un FPS constant, mă uit întotdeauna după FPS atunci când instalez un nou mod. Bun, avem direcție. Direcția se mișcă foarte încet. Realistic, dar mai încet. Modelul este foarte mișto făcut, din câte văd aici. Streamline, pac, AFBR, Eric și cât... Bă, frumos, ia să vedem. Avem lumini albăstrui jos, fază lungă și atât. În regulă. Lol, ăsta e claxonul. Ce ciudat. Ia să vedem cum se aude motorul. Normal, normal și toarce ușor. Ceea ce e perfect. Avem volan în piele cu cusături roșii chiar. Bă, avem și grip lateral. Frumos, deși interiorul nu este foarte bine făcut. După cum bine vedeți, texturile lipsesc. Avem un extraterestru acolo, așa că tipul care a fost făcut interiorul se pare că și-a dat tot efortul pe acel extraterestru, pentru că, da, n-avem nici ceasuri. Ceasurile sunt funcționale, doar că sunt cam blurate. Faptul că avem textul ăsta aici mă deranjează teribil și oglinzile nu sunt funcționale. N-avem, bine, sus n-avem cum să avem oglinzi, dar văd că avem niște erori pe aici, în sus. Iar oglinzile, în general, nu funcționează. În fine, poate are accelerație foarte bună, cine știe, și poate totuși l-am putea folosi. Avem apărătoare de noroi și animații la ele. Asta e fain și... A, păi uite, avem... Lol, what? What? Face ca... Zici că are o sirenă când dă în spate. Ce cocălărească treabă? Bă, stai mă, că poate chiar așa o fi realitate, dar mie nu mi se pare cocălărească. Păi și frâna e pe alb în loc să fie pe roșu, like, what the hell? A, e pe roșu atunci când pornești. Da, e, se vede că e făcut mai la repezeală așa, sau tipul n-a avut niște abilități foarte avansate în a face moduri, dar efortul, bă, e acolo, e un efort. Nu știu în ce măsură, dar e un efort. De la volan pot să vă spun că se vede extraordinar de frumos. Nu se conduce foarte sprint în așa gen. Cum am zis, direcția e un pic cam lentă. Și dacă ai volan, cu siguranță o să-ți fie mult mai bine decât mie din tastatură. Și la viteză mare, văd că se ține, se ține destul de bine. Sunt curios cum o să se prezinte cu o remorcă. Aia. Aici văd că e destul de în regulă. Oricum, mie îmi trebuie asta decât să mă duc pe aici pe acolo să vând niște chestii. Acum semnalizez, dar nu am niciun martor la bord care să-mi arate semnalizarea. Ok, am ajuns la 83 de km pe oră. Nu vrea mai mult de 83, deci nu are 90 când ne zice nou în meniu. Ok, stai să-l ocolim pe ăsta aici. Pe al nostru doiți far, în care aproape am dat din cauza direcției. Da, clar nu o să le iau pe ăsta, asta nu e de mine. Îmi place mult mai mult Scania pe care o avem. Poate, deși nu vreau niciodată să am două utilaje de același fel, dacă nu găsesc alt utilaj, ceea ce mă îndoiesc, întotdeauna sunt moduri foarte, foarte mișto făcute, o să luăm o altă Scania de aia, știi? Dar până acum pot să zic că aia câștigă. Scania pe care noi avem, look. Luminile astea parcă nu sunt bine. Înțelegi ce zic? Nu sunt așa polișate, știi? Se vede că sunt un picuț făcute la repezeală. Bun, mergem acum să luăm remorca frigorifică pentru a vinde niște lapte de soia. Aute, bă, băiatule. Da, exact. Nu pot cu direcția asta, nu pot. Odată ce ai alunecat, nu poți să te mai redresezi pentru că nu ai viteza necesară la direcție.
Zici că ai merge foarte în lent și nu, e foarte, foarte stres. Ai pe aici, da, frigorific aici, uite-o cu ăla așa. Dar e interesant, pot să zic că e interesant, într-adevăr. Nu este un mod de 10, dar e de 8. Deci mă deranjează treaba asta, mă credeți, cu datul cu spatele să facă Nino Nino. Chiar mă deranjează. Da, nu pot. Din cauza asta și n-aș putea să-l folosesc pe ăsta. Bun, la laptele de soia, pentru că noi mai avem și alte lucruri de făcut în momentul de față, dăm la soy milk production. Load soy milk, haida. Fugi! Fugi, fă-ne bănișorul! O ia în stânga asta sau o ia în față? Mă, se pare că a luat-o bine. Sper să se descurce direcția. O ia pe acolo. Bun, perfect, nice. Acum mergem să facem niște curățenie la animale, pentru că am dat timpul pe rapid câteva zile, așa că cu siguranță o să fie nevoie. Mă îndoiesc că o să fie prea curățenie pe la ele pe acolo. Și la porci mi se pare că o să trebuiască să împrăștiem niște paie, niște paie. Avem 246.000 de euro. E în regulă, deocamdată. Dar trebuie să mai facem niște bonuței. Nu e de ajuns. Ok. Ador cupa asta. O ador. Faptul că pot să iau așa tot deodată și nu trebuie să mă mai dau înapoi, să mă reajustez, să mai... Aaaa! Deci n-aveți idee, este belea. Deci e absolut, absolut belea. Uite, nu pot să dau mai jos? Da, putem și cupa, iau tot am dat jos. Și chestia asta, știi, îți permite ție să descarci, să deverși, na, cum vrei, foarte, foarte rapid. A, da, mă, să nu uităm și la prețul de aur, dacă tot am dat timpul pe rapid 3 zile, să vedem, de fapt 2, da, mă rog, cu ziua în curs, e a treia, să vedem ce preț la aur avem, să vedem dacă s-a schimbat vreun pic, deși cred că tot undeva la un 40-30 pe acolo îl vom găsi, cam pe acolo stăm mereu. Așa. Orientamus, hop, și aia a fost. Bun. Sus. Și i-am rezolvat și pe ăștia. Oricum, porcii, din câte știu, ar trebui să aibă mâncare. Dar o să mai verific să văd dacă într-adevăr e necesar. Da, este. Mai avem decât 2 tone 200 de paie, deci trebuie neapărat să le adun niște paie. În rest, mâncare ei mai au, nu-i problemă, și apă mai au 30 de tone, which is very nice. Bun, o să punem ăsta aici. Leocla să-l parcăm în partea asta. Deocamdată nu mai avem nevoie de el și îl dăm la o parte să nu ne incomodeze la drum și aici mai pune niște apă. Așa, bun. Vine apa aici, frumoșelos, ia uite cum curge. Și le-am dat și niște hapiță. Paiele alea îi mai țin, cred că, decât astăzi sau câteva ore din ziua de astăzi, mă gândesc. Hai să ne uităm puțin la Orchard, să vedem care e treaba pe aici, pentru că văd că am disabled, așa că pe peste tot este aproape full, așa că trebuie neapărat să vindem tot ce pe aici. Dar mai înainte de toate facem vânzare cu lapte de soia. Pe ăsta îl vindem, pe ăsta vom lua banii. Ia să vedem la Wool Storage cât avem aici. 234 de tone de... lână, nice, o să vedeți că o să ne vină bani frumoși de aici. Și la mezeluri avem 44 de tone de mezeluri, doar pentru că nu mai avem animale. Păi zi, tati, așa că trebuie să uci niște animale, că avem porculenii și oițele la maxim, de 250-300. Păi da, e și normal, domnule, este și normal. Bun, acum, am o combină de descărcat. Stai așa să mergem în asta. Așa, 247, ideea mea următoare e... sau invers, ideea mea e următoarea. Și anume să facem bănișori și să ne cumpărăm o a doua combină. Pentru că este musai. Oh, Frânescu, chill. Așa, tata, cât avem aici? 46, asta se va încărca de tot. Da, cred că trebuie să-l ducem și pe ăsta. Prețul la grâu nu este unul bun, ca aș duce grâu direct la punctul de vânzare și am luat și bani pe el. Ia să vedem aici, 719. Cam așa a fost cam tot timpul. Sincer, nu o să sară ăsta de 1000. Clar nu. Clar. Aș putea să-l vând. Aș putea să-l vând. Unde se vinde? Cel mai bine? 719 Trade Station Agrilb. Bine, boss. Hai. Sell Station, boss. Colea Agrilb. Ala e. La Selling Point. Bun. Mai avem aici 36, 35. Hai să așteptăm să se descarce de tot și după aia ne punem pe treabă. Îl duc și pe ăsta. Ce mai am de făcut? Trebuie să încarc a doua Scania cu lapte de soia, după care să trec la arat, pentru că trebuie să unesc terenurile în continuare, boss! Trebuie să le unesc în continuare.
Și pe aia să ne ocupăm de toată șmenozelica asta, doar că trebuie să termin zona aici de recoltat pentru a putea după aia să creez acel drum de care vă spuneam mai devreme. Așa, hai să-l punem pe ăsta, 3 station agrib, se poate duce de aici, nu știu care drumul făcut. Se pare că da, se pare că se poate duce pe de aici. Ok, foarte mișto atunci. Bă, frumos. Bun, îl lăsăm. Hai să începem noi în al nostru nou tractor 2 sfar. A, da mă, și de asemenea mai avem și UTB-ul pe care îl putem pune la treabă, pentru că, de ce nu, iarba a crescut. Ia uite-l, boss, punem UTB-ul la treabă, cum așa. Asta a stat destul. A stat vreo 3 zile fără să fie folosit, ceea ce, come on, man. A început să ruginească. Bun, îi dăm pe Hășuleanu. Hai da, boss. Așa, tată. Gata, nu mai am treabă cu el toată ziua, că atâta o să ia să recolteze terenul ăsta. Toată ziua o să ia. Bun, și eu mai am aici un tractor de care... Aoleu, dar nu se poate așa ceva. Păi ce ai făcut, bobițile? Stai așa că dădeam mână asta, băi, ești nebun? Mamă, mamă, trebuie să schimb neapărat. Au, ce deranjant e Nino ăla. Trebuie neapărat să schimb ruta aici și să facem alta, pentru că e dureroasă treaba. Dacă o să o luăm prin teren așa, nu o să fie bine deloc. Bun, hai să pornim motorul și să trecem la treabă. O să mă încadrez un pic mai în stânga. Așa și dă... La unde se duce, mă, în partea aia? Bro, ce? Cum să se duc? Ăla de ce se duce, mă, încolo? Așa poate l-am pus eu. What? Asta ce se duce încoace? Bro, tu ești load soy milk, ești bine pus. Doamne! Ce bătut în cap! Ce bătut în cap e ăsta! Na, tata. Mergi mai bine așa? Doamne, ferește! Bă, da, s-a găsit fix pe cea mai proastă rută soia, știi? Bun, avem aici allow create fields? Nu avem. Punem pac jos and let's go! Ia să vedem. Ăla a fost. Bun, aici trebuie să mă mai întorc o dată. Perfect, o ținem linia asta și ar trebui să fie foarte, foarte bine pentru noi. Totodată, cred că dacă dau așa, ia stai un pic, cred că am putea să ștergem și din rută. Da, hai să ștergem și din rută, din moment ce tot mergem. Fii atent. Fii atent, facem așa. Vedeți treaba asta, da? Deci eu șterg și din rută. Aoleu, 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 aoleu. Gata, ștergem acum. Și pe aia mai vin și mai au decât porțiunea aia din spate care a rămas acolo la început. Foarte frumos, domnule, facem două lucruri deodată, multitasking. Așa, și drumul ăsta trebuie să-l ștergem aici, dar nu acum, mai încolo. Așa, și mai am un drum pe teren. Doamne! Trebuie să modificăm serios ăsta, zi, autodrive-ul. Pentru că avem aici o grămadă de lucruri. Grămadă de trasee făcute, puncte de oprire, parcare, deci, doamne, câte avem! Așa, stai un pic să mă uit să văd că totul este în regulă. Bun, este în regulă, trebuie să luăm un picuț mai la stânga. Că acum văd că se mărește un picuț pe stânga terenul. A, mi-a scăpat o parcelă acolo. N-are nicio loc când ne întoarcem. Nu-i problems, nu-i problems. Has reached 3 station agrib. Deci avem ambele utilaje care au ajuns. Da, avem Scania și de asemenea mai avem... Hai de boss, ci... Hop! Hop! Mamă, aici nu știu ce să fac, aici o să fie greu. Aici vă spun, chiar o să fie dificil cu intersecția asta, pentru că... da, nu știu exact ce să stric. Bun, hai să ridicăm plugul. Da, o să le las așa. Și probabil o să trebuiască să vin doar cu tractorul fără plug, bineînțeles, și să le gândesc un pic, să vedem ce am putea să stricăm, ce n-am putea. Iar plugul acum îl voi pune din partea asta. Uite așa. Nice. Și pe ăsta. Așa, deci avem ambele scanii care au ajuns unde trebuie și unde le-am angajat să ajungă. Bun, punem jos. Mergem, perfect. Hai acum să ne ducem la 3 station agrib, care e aici sus. 3 station agrib, colea, Lescania și să vindem. Așa, mă, boss. Bun. După care vreau să te duci în fermă.
în Farm 2 și să aștepți acolo până când te iau eu să descărcăm. Aoleu, 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 ce se întâmplă aici? Oh my god! Stai un pic! Aoleu, cum s-a dat ăsta peste cap, ești nebun. Stai de... Cam așa. Doamne, am și uitat, mă, că asta e hidraulică. Jesus! Ok. Ok. Bun, îi dăm un mai Farm 2, vreau să văd dacă poate să iasă de aici. Mi se pare că e făcut astfel încât să poată să iasă. Tot sunt mereu uimit când iese singurel de aici, pentru că a ridicat mai remorca și ieșirea asta nu este cea mai largă. Uite, avem și pe stânga, dar uite că cumva a mers. Acum, hai să ne ducem la fabrica de lapte de soia, pentru că avem acolo o a doua Scania care așteaptă să fie umplută. Hai să-i dăm un R și la asta trebuie să așteptăm un picuț. Așa, niște soia, bineînțeles că trebuie să mai ducem, doar că aștept să recoltăm terenul ăsta mare. Ăsta este plin cu soia, o să ne dea o producție foarte, foarte mare și după aia o să profităm de chestia asta, evident, și ducem totul la fabrica de lapte de soia. Bun, acum să ne ducem la oile noastre, dar nu înainte să avem 30%. N-aia fac, lasă-l aici să se încarce singurelus. Punem pe ăsta, îl punem jos și mergem în față. Bun, o să merg tu cu autodrive-ul deschis pentru a putea șterge din rută fix cum mă duc. O să șterg, bineînțeles, un pic și din terenul din stânga, astfel încât o să pierdem un pic de soia, nu foarte multă, dar nici nu vreau să stau să mă chinui să păstrez foarte mult, pentru că atunci o să trebuiască să merg foarte orientat. Așa că mă concentrez mai mult pentru a strica rutele și tractorul merge pe unde e verde. Așa e cel mai bine. Mai avem pe aici câteva, uite, am o parcelă pe dreapta aici. Da, știi ce? Hai să o luăm acum, că nu știu după aia dacă mai vin pe aici, pentru că drumul din mijloc e mai sus și pe aici, pe jos, nu știu dacă mai vin. O să mai vin cu un plug, o să mai cumpărăm un plug, de fapt îl închiriez. Un plug mai micuț de data asta, care o să-mi permită mie să fac mărginile. Despre asta este vorba. Bineînțeles că poți să intri cu plugul ăsta mai mult, poți să strici o porțiune așa și după aia poți să dai cu iarbă. Dar de ce când putem fi aproape perfecți? Așa că facem procesul cu două tipuri de pluguri. Bun. Acum să ne pregătim, pentru că avem aici posibilitate de a șterge. Uite, deja putem să intrăm și în teren cu ștergerea. Așa, știam că am prins pe aici niște... Nu omite iarbă. Am prins viteză, ești nebun, am aproape 30 de km pe oră în măsura în care eu dau cu plugul. Wow! Bro, ar la 30 de km pe oră? Impressive! Impresionant! Aoleu, stai un pic să vedem. Delete, boss. Bun! Am șters un punct, mai ștergem două aici și mai avem decât la stradă. Mamă, ce ușor se duce tractorul pe dreapta, ești nebun. Asta vroiam, să le șterg și pe astea. Gata, tata, și așa curățăm și noi frumușel, barabing, barabung, autodrive-ul și utilajele noastre nu se vor mai plimba pe aici. Să nu le mai văd! Așa și posta, 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 în posta. Bun, ar trebui să fie în regulă, hai să mergem un pic mai în față. Așa, voi ridica. Nice. Și acum, înainte să revenim să facem și drumul ăsta din mijloc, da? Ne ducem la Scania ăsta, Dacia de la fabrica de lapte de soia și vindem. Stai să vedem unde se vinde cel mai bine. Unde era asta? La... Băgăm lapte de soia, 2000, la Transport Company de data asta. În regulă. Bun, hai să ducem așa. Ducem la Transport Company. Putem să selectăm aici și să facem o mișcare de asta să fie tot automat? Pentru că, doamne, doamne, dacă am putea să facem treaba asta, ar fi genial. Mă uitam la cantitatea de apă și am like, wow, jumătate de milion cantitatea de apă. Holy shit, câtă apă avem. Stai un pic, deci avem așa, soy milk, load soy milk. O descărcăm la Transport Company. Sell points, Transport Company. Și aici selectăm soy milk. Așa, mai verificăm totuși o dată. E bine, Transport Company. Și dăm un start. Ia să vedem. Acum ar trebui să vină, să încarce, să se ducă, să descarce, să vină și să repete procesul ăsta de un infinit de ori, pentru că așa mi-arată mie că e setat.
Deci ar trebui să fie în regulă, da? Bun. Acum, mai avem unul cu Scania aici. Mai avem un Scania care ne așteaptă. Este vorba despre ăsta, care este în momentul de față blocat, din câte văd, de remorca asta pe care eu am pus-o aici și pe care nu m-am încurcat doar o singură dată. Este cam a treia oară când mă încurcă. Așa. Și mai avem o problemă, aș putea spune. O problemă. Cred că o să trebuiască să fac un terraforming la râu dacă mă lasă harta. Nu știu dacă mă lasă harta, dar cred că o să trebuiască să facem un terraforming aici, pentru că aș vrea un drum mai ușor pe aici. Așa o să trebuiască să vin ocoli și o să fie o durere un picuț așa. Fiindcă o să trebuiască să ocolesc tot terenul ăsta, da, o să fie o problemuță. Pomii ăștia nu o să fie o problemă aici, pentru că nu o să am probleme cu ei. Nu o să mă împiedice, sunt undeva în dreapta, eu o să iau din teren foarte mult. Up. Așa, prin o să iau din teren foarte mult, ce înseamnă? Înseamnă că, cum vedeți voi aici, eu o să vin cam de aici, în stânga, numai cu iarbă și o să fac un drum de aici încoace, uite așa. Așa că pomii ăștia nu o să mă încurce absolut, absolut deloc. Bun, îl lăsăm pe Scania aici să își vadă de treabă și ne ducem să ne continuăm noi trebița noastră cu doi sfaru. Haida! Haida de haida! Ăsta e sus, e ridicat, este ridicat. Ok, bun, hai să dăm cu spatele. Și din nou o să țin autodrive-ul deschis pentru că avem o rută și pe acolo. Bun, aici am făcut treaba, aici am făcut treaba. Se pare că nu mai avem nimic de refăcut în zona asta. Bă, de dragul rapidității, vreți să facem așa? Hai să facem așa cu ăsta. Hai să facem așa și nu mai angajăm un plug eventual, știi? Hai să facem prima dată cu ăsta și hai, pictăm și aia a fost. Pictez după aia ce e în plus, da? Bun, deci am aici, cred că sunt ok. Faptul că am făcut chestia asta, pot să le unez fără niciun fel de stres. Aș putea să mă chinui, dar sincer nu prea aș vrea să mă mai chinui să fac, știi, la dungă totul, vin după aia cu pictare și plantez iarbă pe margine, astfel încât terenul va fi drept. Nu ne mai chinuim. Bun. Eu urc cu 20 de km pe oră, dar hai să mărim viteza strângând plugul. Așa, tati, uite ce frumos. Se vede că doi sfarul meu face zdringhi zdringhi, că e pe teren arabil acum. Așa. Și acum trebuie să venim cu alea pe stânga. O să deschid din nou plugul, o facem din două, că dintr-una nu cred că se poate. Se poate din prima? Nu cred că merge. Bun, ștergem aici cât de multe puncte de astea putem noi. Bun, și în spate, cred că. Bun, putem să facem din prima? Bă, nu prea îmi dau seama. Cred că am putea dacă am orientat-o perfect, dar evident că nu pot să orientez perfect. Așa că facem următoarea situație. Bun, îl punem jos. Avem allow create fields on, cred, sper. Și ștergem toată porțiunea asta. Awesome! Bun. Nu vreți filmare din GTA? N-am ce să fac o perioadă. Asta este. Da, așa să ștergem din astea. Ce se întâmplă? A, lor, nu apăsam eu butonul corect. L-am văzut că e cu roșu, de fapt eu apăsam butonul de editare, nici de cum de la de delete. Bun, și pe aia mai vine o dată pe aici. Drumul ăsta nu e atât de mărișor, n-a trebuit să ia chiar atât de mult timp, ce-i drept. A trebuit să fiu foarte atent în capăt să nu șterg niște puncte. Acolo avem un drum principal care duce la multe puncte de vânzare, cum ar fi și Transport Company. Și trebuie să fiu foarte atent să nu șterg drumul ăla, că după aia am îmbolinat-o. Așa, nu mai văd niciun punct. Gata, uite câteva aici. Aici se pare că nu am avut nicio parcare. Așa, păi doar până aici, cred că o să fie. Mă, hai să facem până aici, na. Bun, you don't have access. I know, I know. Și cam atâta, ăsta a fost primul drum. Bun, și acum mai facem unul din partea asta. Punctele alea de la autodrive o să le ștergem mai încolo. Perfect. Și ștergem în partea asta. Bun. Trebuie să mai iau decât fâșia asta și atâta. Restul lăsăm și pictăm. Și bineînțeles, în episodul ăsta le vom face pe toate. Eu mă grăbesc cât de mult se poate, dar asta este. Unele lucruri necesită timp. Cum ar fi și aratul. De asta nici nu vând acum. Cât avem? Avem 289.000 de euro. Se pare că nu a vândut nimeni nimic până acum. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Scania ar fi trebuit să se ducă singurică să vândă. De ce nu se întâmplă chestia asta? Sunt tare curioși ce a intervenit, ce o blochează, de ce nu poate să facă chestia asta. Se pare că lecțiunul funcționează, greu curge,
prin vene, dar unde este soia? Unde sunt bănuței de pe soia? Ala a fost. Bun, și acum o să merg jos, dar nu înainte să văd unde este Scania mea și pe unde Dumnezeului s-a blocat. A, este aici plină și nici măcar nu vrea să se ducă să descarce. Am înțeles, despre asta este vorba. Of, 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 of. Ok, bine, du-te, hai, du-te la famă, du-te la transport, tu singurică și te iau de acolo. Of. Transport Company. Da, autodrive-ul mie, deci pur și simplu nu merge, el se duce aici să încarce când el e full. Deci se pare că e o eroare ceva, nu știu dacă e pe multiplayer chestia asta să se face tot timpul, adică am remorca plină. Algoritmul nu e făcut astfel încât dacă remorca e plină să te duci la următorul punct, pentru că deja n-ai de ce să o mai umpli, adică nu e logică treaba asta. Bun. Unde ești tu? Ăsta ce e? Alol, drăciuța asta. Pe ăsta trebuie să-l înapoi, stai așa, să-l înapoiem pentru că am terminat treaba cu el. Low list items, despre ăsta este vorba aici. Bun, și acum ne ducem în al nostru doițfar și continuăm treaba pentru că mai am o pală mică jos de rezolvat și gata. Acum realizez că combina asta nu o să mai ducă chiar atât de mult și deja o să termine. Da, e la 78%, dar cred că decât o singură dată o să mai treacă pe aici și deja a și terminat. Bun. Așa, avem soia aici. Sper că cu, deși nu știu dacă o să am, da, vedem. Eu sper că cu această remorcă de soia să pot să fac bani necesari pentru a doua noastră combina. Și pregătiți-vă că nu o să vă placă combina pe care o voi alege, dar asta este, nu am ce să fac pentru a putea face progres ca lumea pe seria asta și a ține episoadele interesante. Evident, trebuie neapărat să fac chestia asta. Nu am cum să recoltez un astfel de teren doar cu, sau să iau două combine. Cineva m-a sugerat, hei, ia două combine, că e mai realistic. Sigur că da, e realistic, doar că două combine o să necesite ca eu să mă mișc în continuu cu una din scanii și să le descarc, să mă duc eu să mă descarc și tot așa, știi? Și o să fie foarte obositor și o să-mi ia tot timpul numai să fac un teren. Timp în care eu mai țin și animalele fericite, întrețin și alte lucruri pe hartă, nu doar asta. Știi, adică se întâmplă, în seria asta se întâmplă multe în offline de care voi nu știți. Da, de pentru a face progrese și pentru a face episoadele cât de cât interesante. Bă, cred că am nimerit-o acum. E foarte dificil de a ști așa o dungă. Nu cred. Nu se poate așa ceva în viața asta. N-am cum s-o iau din prima. Băi, și uite aici, aici se întrerupe. Uite aici s-a întrerupt. Nu-i perfectă, e aproape perfectă. Este aproape, e, știi cum, 99,99 perioadă 9% perfectă. Ok, pe asta așa o lăsăm, stai așa. Să gândim. Zona asta e făcută, aici am arat, plugul nu mai îmi trebuie. Perfect, l-am și decuplat. Și o să-l și înapoiesc, pentru că l-am închiriat pe ăsta, dacă mai am nevoie o să iau altul și bineînțeles ceva mai micuț. Avem, hai să ne teleportăm pentru că avem combina full și avem aici posibilitatea de a vinde niște soia. Tu de, nu știu, fugi de aici, lasă-mă pe mine să vând și vinde niște soia. Oh, shit, shit, da, cu spatele în halul ăsta, of. Bun, hai să ne mutăm și să descărcăm a noastră combina. 31% colea. Ok. Very nice, very nice. Greu ăsta poate îl ducem după aia direct la găinuțe dacă au nevoie. Da, mă, Scania asta, băi, e un pic mai flexibilă, mă, adică e altfel direcția. Îmi place foarte mult Scania asta. Like, extraordinar, mi se pare că e foarte polișată. Uite, vezi, direcția se ia mult mai repede. Roțile, eotele. Pot să contracarez și mișcările. Nu cu mult față de cealaltă, dar îndeajuns încât să o facă mult, mult mai controlabilă. Nice, mult mai manevrabilă, așa da. Mamă, mamă, dar orientarea mea a fost cam un pic de mierda, nu glumă. Stai așa. Oho, așteaptă boss, nu consuma motorină, aia a fost. Avem în momentul de față un preț în creștere de 400, preț, buget de 400 și de 1000 de euro, 430 în momentul de față.
sus, colea, uite cum crește bănișorul. Și am luat bine, zic eu, avem 152.000 de euros. Bun, hai să-l punem pe ăsta de la transport, colea, să se ducă la soymeal production, load soymeal. Eu trebuie să scap de laptele ăla de acolo, știi? Ia să vedem întâi dacă iese de aici și după aia vedem. Bun, acum avem banii necesari pentru a doua combina. Voi cumpăra combina, dar voi închiria header-ul. Pentru că header-ul cumpărat îl folosesc la combina asta. Stai, de la Lexion? Gata, mă, a mers perfect. Nice. Așa, da, frumos, frumos. Bun, hai să luăm combina. Deci, una, Harvesters este ultima aici, penultima. Și avem 425.000. Bă, ne încadrăm cu prețul la fix. Bă, da, la fix, știi cum? Așa, este celebra combina, foarte mișto făcută, extraordinar de frumos făcută, dar cu o capacitate de 2 milioane de kilograme, adică 2 tone, 2000 de tone, da? Asta înseamnă că nu trebuie să o mai, am vorbit despre asta, nu trebuie să o mai descarc eu chiar atât de des. Bun, îi dăm un buy ăstea și acum o să-și facă veacul la noastră fermă. Bun, o să vreau și un header pentru asta și am un header special. Este vorba despre New Holland ăsta, lățime de 13,7 metri? Really? Parcă nu era asta. Superflexul? Stai un pic să vedem. Da, cred că ăsta e. Ba nu mă, stai un pic, stai așa. Nu e, este ăsta. Despre ăsta este vorba. Așa, tata, frumos. Bun. Și acum o să alegem culoarea asta pentru că oarecum se potrivește cu ce am ales noi. Avem case. Hai să nu punem nimic. Ohne, ăsta poate înseamnă nimic. Și îl voi închiria pentru doar 4.000 de euro. Avem deja una cumpărată, așa că nu e nevoie să mai dăm banii și pe ea. Și pe header încă o dată. Ce avem aici? Ah, macara. Ok. Nu trebuie macara în momentul de față. Bun, hai să luăm a noastră combina. Perfectos. Spanices. Așa, și ne punem aici. Acum, într-adevăr, deci facem agricultură în cantități industriale. Așa, acum observ o problemă pe care o să trebuiască să o rezolvăm. Spre exemplu, eu dacă vreau acum să mă duc la teren sau să mă duc pe partea dreaptă a terenului, cred că așa o să o gândim. O parcare pe o parte, pe o latură a terenului, da? O altă parcare pe altă latură și așa mai departe, pentru că e terenul atât de mare încât nu ai cum să-l organizezi altfel. Adică e imposibil, trebuie să ai niște parcări pe undeva. Și chiar mă gândeam în zona asta cu iarbă mare, o să vedeți că o să o facem fix acum. Eu uite-l pe ăsta aia ce vine la fabrica de lapte de soia, bă! Bă, Scania, bă! În sfârșit a mers și el la ceva. A cooperat și el cu mine la ceva. Și da, o să vedeți că o să pictăm cu iarbă, da, și facem terenurile până la sfârșit. Nu ne lăsăm, nu lăsăm noi așa. Bun, hai să facem și aici o depășire. O, ce să duce ăsta? Face și, și derapaje. O să merg totuși pe teren, pe terenul de iarbă, pentru că aici se simte cel mai bine. Uite, vezi? Nici nu o vedeți acum, e camuflată. Nu se vede. Cine a crescut aici? Ne-a crescut un ors ceva, poate pe stânga. Scania. O, abia acum ne-a dat mesaj că a ajuns. Stai, boss, că știu. Chill, chill. Hai să deschidem a noastră combina și să ne punem pe treabă. Ala e. Bun, o să închid header-ul. Și o să-i dăm de jos. Cred că n-ai niciun stresul anul dacă îi dăm de jos. Sincer, am putea să-i dăm oricum. Da, hai să-i dăm așa, pentru că n-am treabă cu soia asta. O să se tot ducă. N-am niciun stres cu asta. Sunt preocupat doar de orientare aici. Ok, se pare că am orientat-o foarte bine. Recoltăm la 10 km pe oră. Înseamnă că nu e la rapid pe care l-am luat. Doar 10? Da, 10 km. Deci nu header-ul ăsta l-am luat. Ce header am luat eu, mă, atunci de în curc aici? Este vorba despre ăsta la 13,7? Da, ăsta e, că merge, are o viteză de lucru de 37 de km pe oră. Deci despre ăsta era vorba. Na, poftim! Vreați realism? Iau de realism. 10 km pe oră recoltare. Păi, gata. Și îl las aici, își face treaba și nouă, după aia o să ne dea niște soia. Doar să uce și noi la fabrica de lapte de soia, dacă nu se supără domnul. Bun, progresul este unul micuțelus, dar n-avem ce să facem până nu schimbăm header-ul, pe care o să-l schimbăm în curând, că trebuie acolo de recortat grâul. Așa, pe aici tot obien, cred că nu merge rafineria noastră de aur. Avem aici aur? 77%? Servieta plină? Cine mai lipsește?
Stai, boss, un pic, ia asta plină, am o vila. Stai tu un pic așa, hau. Stai așa și mai dăm o dată. Așa, tată. Și am mai eliberat și noi din zona aici. Uite ce frumos se duce movila asta. Nice! Bun. UTB-ul încă lucrează. Ia uitați-vă și voi ce pătură de iarbă a făcut UTB-ul aici. Săracul lucrează de o săptămână la terenul ăsta. Așa. Bun. Pe aici toate par a fi în regulă. Doi sfarău așteaptă să-l punem și noi la treabă și o să-l punem. Îl punem la treabă. Dar, evident, ca s-o sii timpul să pictăm. Asta e. Bun. Ne mutăm pe painting. Schimbăm brașul pe pătrat și vom alege iarbă. Asta a fost. Aici nu am ce să mai caut pentru că am făcut foarte perfect. Slavă mie, slavă mie. Așa, și o să trebuiască să venim paci. E, asta e belea, o să ștergem un picuț din greu ăsta, dar nu o să pierdem chiar atât de mult pentru că e aproape terminat. Bun, și o să venim cu drumul așa. În regla. În regla. Bun, și aici drumul. A, ce mișto că drumul nu dă în niciun... Nu dă în stâlp. Asta vreau să zic, că nu dă în stâlp. E foarte, foarte mișto. Bun, o să pierdem foarte mulți bani pe treaba asta și o să fim la un moment dat pe minus. Hai să mărim brașul. Pentru că trebuie să acoperim o suprafață foarte mare. Wow, ok. Chiar foarte mare și eu sunt impresionat de suprafața pe care trebuie să o acoperim. Hai prima dată să facem... Ia stai să vedem cam cât e o de asta o combină și măsor brașul cât e combina așa gen. Gata, am văzut-o. Și pe ăsta o să-l facem, uite așa. Bun! Acum, nu o să conteze dacă îl facem drept, deși eu încerc să-l fac cât de drept posibil, pentru că și deoarece mi se pare că arată mai frumos, mai organizat. Așa, îi dau doar click-uri și mă uit la bugetul meu cum se duce în jos. Auto-l. Bun, mai avem puțin tel până jos, trebuie să fiu foarte atent că dacă nu, e rău. Asta e, poți să mai pictezi cu iarbă, dar după aia dacă vrei să ștergi iarba asta, trebuie să vii cu un plug și să faci teren arabil. Nu poți să pictezi cu terenul arabil, ai belea. Așa, o să pictez aici iarbă. Bun, arată foarte mișto până acum și trebuie să punem aici doar cu niște dirt, dar nu înainte să continuăm toată treaba asta. Putem să facem un rotund aici, dar nu, vreau un teren cu totul. Asta este ideea, vreau un teren cu totul ca afară. Așa, tati. Dacă exista și o modalitate de a trage niște linii să putem, nu știu, face chestia asta complet dreaptă și să nu trebuiască să mă mai stresez eu, deci mă doare gâtul la cât de concentrat sunt aici, să nu cumva să dau cu mouse-ul în dreapta sau în stânga în timp ce dau click, pentru că atunci o să-mi facă un drum strâmb. În regulă. Ia uite, era acolo, era cât pe ce să o iau în freză. Ok. Hop, chill, gata, gata. Am făcut, am comis-o, asta este. Ce fac acum? Ce fac eu acum? Ați văzut? Am dat-o în dreapta fix când am dat click-ul. Ah, ce moftic! Și o să-mi trebuiască aici un plug ca să pot să fac, uite, și aici o să-mi trebuiască un plug ca să pot să îndrept zona aia. Nașpa. Nașperlie, nașperlie. Bun, hai să facem toată zona asta. O să măresc brașul, încerc să fac zona, dar se pare că nu merge. Și banii mei deja se cam duc. Bun, aici o să facem cu verde. Frumoșel, avem și noi colai erbă verde și o să putem să o tăiem chiar. Avem un teren mai mare decât ăla pe care îl deținem, pe care UTB-ul își tot face veacul de ceva vreme. So, da, acum avem și iarbă în caz că ne trebuie ceva mai mult decât plănuiam să am. Ok. Și aici cu niște iarbă. Bun, putem să stricăm și aici? Oare? Wow! De ce mă lasă oare vecinul să stric și acolo? Cred că asta e o eroare sau ceva. Nu știu, se pare că putem face chestia asta. Ceea ce e genial, că asta chiar mă ajută. Bani? Mai avem. Se pare că nu mi-au luat chiar atât de mulți bani precum credeam. De fapt, nu știu, cred că dacă mi-a. Ha! O fi iarba gratis? Ce se întâmplă? De ce nu mi-a bani mulți? Mă așteptam la un deficit financiar de... Oh, oh, oh. Chiar mă pregăteam să fiu pe minus. Ai, am intrat un pic și aici.
Bă, deci e foarte nasol, bă, băi, îți creează anxietate chestia asta. Trebuie să fii cu mouse-ul perfect. Bun, și pe tine te rog frumos. Ia uite. N-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, deci nu se poate. Asta e, o păstrăm așa că nu am ce să-i fac. Bun. Și aici, bun. Iar acum o să trebuiască să punem și noi pe pătrățelul cam așa și selectăm un dirt ca ăsta. Dar de aia că găsim. Asta e. Nu prea pare. Nope, ăsta e strălucitor pe când ăsta nu e. Ăsta e. Yep, ăsta e. Am găsit, am găsit. Uite așa. Am putea, de exemplu, să facem două drumuri aici. Ha! Uite că la asta nu m-am gândit. Hai să punem noi aici cu iarbă. Stai așa. Să o selectez din nou. Uite așa. Ai văzut? Și hai să punem drumul ăsta. Deci nu ăsta. Acum ăsta. Bun. Să facem mai mic drumulețul. Și să venim cu el de aici. Gen, uite așa. Din nou, nici asta nu contează dacă îl facem perfect drept. Ai, vreau să mă asigur că el e gata. El e, l-am nimerit pe ăsta. Pe ăsta l-am nimerit. Și facem practic o bandă de dus, o bandă de întors. Știi? Și făcând treaba asta, o să ne ușureze munca și la autodrive. Că știi sigur pe unde să-l pui, așa că nu e niciun fel de problemă. Uite, am dat un pic pe lângă acolo. Aici, sincer, am putea să refacem cu iarbă. Ia să încerc eu numai din mouse așa, o lecușă. Hop. And hop. Mamă, ce bine a mers până acum. Am cobină? Da, am cobină aici, în partea aia. Ok. Vai de capul meu, deci am transpirat cu drumul ăsta, ești nebun. Gata. Oh my god. Ok, am putea să lăsăm așa deocamdată ca să nu mai pierdem timpul și eventual după aia să venim pe aici cu o pală. Ce este aici? Și ești tu, mă, iarbă? Is that grass? Stai așa. Gata, nu mai e. Așa, și trebuia să refac eu niște locuri pe aici, cum ar fi asta. Care nu vrea să se refacă. Bă, aia o lăsăm așa. Bun, și ăstea, care tot așa nu știu că vor să fie refăcute. Astea se pare că vor. E în regulă. Am intrat pe pământ. Ăsta. Gata. Bun. Aș vrea să mai fac eu cu niște iarbă, cu chestii, ceva pe aici, gen să fie mult mai natural. Așa că o să pictăm și altceva pe aici, dar deocamdată o să lăsăm așa. Hai să luăm și noi la un test noul nostru drum. Și acum terenurile. Trebuie să vin să fac doar porțiunea asta de jos de aici. De fapt, știi ce? Hai să o facem. Uite cam cum arată acum. Deci arată într-un mare, mare hal. Așa, și hai să încercăm să facem și porțiunea asta, că eu după aia uit complet de ea. Și tot așa suntem pe painting, trebuie să selectăm iarbă și să facem și aici. Hop! Bun. Dai un pic mai de sus, așa că nu prea îmi dau seama. Pe iarbă. Cred că vrea brush mai mare. Bun, o să facem și aici să pare ca și cum e continuu. Și nu vreau să intru mai mult, așa că cred că o să las așa. Pentru mine e super, super în regulă chestia asta. Ok, bun, îl lăsăm așa. Perfectos. Și hai să-l și testăm. O să închidem aici autodrive-ul, că nu ne mai trebuie acum. Ceasul 7.25, bănișori 2000 doar. Vai câți bani am avut și câți bani nu mai am. Trebuie să începem serios să vindem tot laptele la de soia, pentru că de acolo o să ne curgă noi bănișorii. Nouă. Bun, și acum o să facem aici un drum la stânga pentru venit și un drum pe aici. Sau, și mai bine, putem să lăsăm așa.
Și aici să facem doar niște iarbă pe aici, pe acolo, să pară foarte natural. Chiar am putea să facem chestia asta, că mi se pare foarte robotic, fiindcă totul e drept. În regulă, și lăsăm spațiul ăsta fix ca pe hărțile americane, special pentru întoarceri de tractor, dar și de combină. Da, cred că asta e o idee foarte bună chiar. Very nice, very nice, very nice. Ok, am făcut treaba bună până acum. Hai să luăm să descărcăm a noastră combină. Evident că cealaltă încă merge cu 10 km pe oră, dar încă merge. Dar o avem pe asta de greu care trebuie descărcată. Asta mai are decât, două sau trei rânduri și cam aia a fost. Trebuie să o mut mai în dreapta. O cufrănesc cu ăla astăzi. Bun, acum hai să vindem. Ăsta încă merge? Oh, wow! Tot dă asta jos. Ce tare! Și mai avem, veste foarte bună, mai avem niște cărămizi de beton, niște bolțari care trebuie să vânduți. Bineînțeles că nu am nevoie de a-i vinde acum, așa că o să aștept un preț foarte, foarte mișto. Aude câți avem aici. Mai exact dacă dăm la quarry, sunt foarte încântat de chestia asta. Concrete plant, barabing, barabong, ia uite, 170 de tone și ne-ar ieși nouă. Stai așa. 87 de paleți. Dacă vă amintiți voi, data trecută am spawnat 90, deci suntem foarte aproape de aceeași sumă. Și atunci când vorbim de sume de astea mari, bineînțeles că și banii vor fi mulți. Așa, mai are asta, cred că mai are o rundă de făcut. Aici ne-am oprit. Nu, aici suntem încă pe helper. Perfect, și doi sfaro meu. Nice, aici vreau să mă teleportez. Pe tine te vreau la Transport Company. Așa. Dar înainte să încărcăm tot. Perfect, avem foarte mult de vândut. Toate legumele, toate fructele trebuie vândute. Ah, poate îl convoc pe Alin la o vindere de asta în masă. Luăm două remorci de astea și vindem tot ce avem, ca să ne refacem și bugetul și să avem și fabricile din nou în funcțiune. Pentru că fiind 100% pline, evident că nu vom mai avea progres. Așa, de aici luăm tot așa, 150.000 per remorcă, which is very nice, n-avem stresul anu și încă mai avem de vândut o grămadă. Ia ca niciodată nu am avut de vândut chiar atât de multe. Bun, o să ne oprim aici pentru că am făcut destule, avem cel mai mare teren de pe hartă, suntem cei mai bogați oficial și data viitoare să vedem cum Dumnezeului semănăm noi tot terenul ăsta și ce strategie avem pentru treaba asta. Avem o nouă combină care este și urâtă, dar și îndrăgită. Am văzut că mai sunt mulți dintre voi care o îndrăgesc și zic, da bă, într-adevăr, aia combină foarte, foarte practică, că despre asta este vorba. Și oameni care o îndrăgesc mai puțin. Și, bineînțeles, trebuie să lucrăm și la autodrive în curând. Acum vreau să testez eu ceva aici. Da, îl avem aici. Bun. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, iar până data viitoare, v-am salutat!